Investițiile în infrastructură nu sunt benefice doar pentru locuitori, ci și pentru oamenii de afaceri, care rare ori sunt interesați de o zonă dacă aceasta nu are utilitățile necesare dezvoltării unui proiect economic. Peste 2 ani, orașul Comarnic va fi pregătit să aștepte investitorii cu toată încrederea. În 2014 va fi gata sistemul de canalizare al orașului. Este poate cea mai importantă investiție care se derulează la nivelul localității Comarnic. Acest proiect de canalizare și apă, de mult așteptam acest moment. Eu am avut o inițiativă să mergem independent, dar bugetul nu mi-a permis să fac o canalizare a localității până acum. Costă mult. Da, după cum ați văzut, valoarea contractului este de 10 milioane de euro plus TVA. Da, deja am avut o discuție cu reprezentanții operatorului și cu ai constructorului. Am stabilit un grafic de execuție pentru acest an și pentru anul viitor al lucrărilor, însemnând că anul acesta să atacăm cartierul Dioșești și anul viitor să atacăm cartierul Poiana și Vatra Sat. Investiția face parte din proiectul Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Apă și Canalizare în județul Prahova, derulat de către Hidro Prahova. Peste 1000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au participat la cele 3 burse organizate de către AJOFM și Primăria Ploiești. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc în sala de sport a școlii Mihai Eminescu. Aici au venit 17 agenți cu 432 de locuri de muncă. Din 400 de doritori, doar 10 au fost încadrați pe loc, alți 119 fiind selectați în vederea angajării. Oamenii sunt interesați, dar să vedem urma interviului. Înțeles, deocamdată doar au lăsat un CV. Au lăsat un CV, am făcut discuții preliminare, dar urma lege, cum se spune. Ce salarii oferiți? De au fost interesați? Salarii destul de bune. Chiar foarte bune. Se special la șoferi. Peste 1000 de lei? Aproape 1000 la 15 zile de lucru. Depinde de spiritul antreprenorial pe care îl manifestă fiecare dintre ei. Pentru că este o muncă în care devii propriul tău șef și în care, dacă ești motivat să câștigi, atunci vei avea succes. O noutate față de celelalte burse o reprezintă domeniul construcțiilor de mașini. Avem societăți din zonă care angajează lătătuși, cazangii, pentru ingineri, strungari. De asemenea, la fel, avem confecționerii, bineînțeles, sunt societăți care își au sediul în această zonă și ar fi foarte ușor pentru cei care locuiesc aici să ajungă. Găsit, să sperăm. În ce domeniu vă interesează? În construcții. Construcții, nu știu, să vedem. Dacă ați lăsat CV-ul acum? Am lăsat un CV acum, dacă se poate. Cam la ce salariu v-ați gândi? Deci, în perioada asta de, cum ar fi și 10, 12, 13, nu. Sunteți șomer? Da. De mult timp? Da, de un an. Deci căutați. Caut. Și n-ați găsit nimic până acum. Am găsit, da, 2-3 zile după alea, acolo aia și... Și salariu mic. Salariu mic. Vin să caut un loc de muncă. De 10 ani? De 10 ani, de când se organizează această bursă a locurilor de muncă. Că a fost în centru la Ploiești, la sindicate, că a fost la UZUC. Îți bagi un CD undeva. Unde? După capacitate și după pregătirea profesională a fiecărui om. Și a doua zi. Deci azi îmi bag CD-ul și mâine mă duc la adresa sau mă contactează efectiv să mă duc acolo și când ajung acolo zice, nu mai e valabil, domnule. Ce Dumnezeu, n-ați înțeles nici acum treaba. Și dumneavoastră stați de 10 ani fără serviciu sau v-ați mai găsit? Nu, mi-am găsit, normal că mi-am găsit de serviciu. Și Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat în această săptămână o bursă a locurilor de muncă. Aici au venit 220 de persoane, beneficiare ai unui proiect derulat de către această instituție.